Inclusiv ceea ce ține de raliuri, cu părere de rău la ziua de astăzi, poliția nu este dotată cu tehnică civilă în domeniul constatărilor rutiere și atunci când se fac aceste raliuri, cunoaștem cu toată lumea că de fapt acolo unde se face raliul nu sunt ei amplasați doar acolo, ei sunt și în alte locuri, pe segment și înștiințează din timp. Noi am identificat acum un nou mecanism. Am solicitat colegilor suportul de la STI să mă doteze cu camerele mobile de 360 de grade care poate ajuta și nu trebuie să stea în acele locații. Noi știm cu toții care sunt locații. Problema e că când ajungem, noi mai găsim acolo. Dar toate aceste locații să fie instalate cu camere mobile 360 de grade care automat să facă constatarea faptelor care sunt comise acolo. Încercăm, sperăm săptămâna viitoare să avem primele reușite la acest compartiment. Noi nu spunem unde le instalăm, că lor nu le trebuie să știe.